În prima zi a acestui an, în prima zi după ce a fost înmormântată scumpa mea soție, așa cum mi-am spus toată viața, am predicat și am început cu cuvinte care le repet acum, la început. Psalmul 34, versetul 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Fie ca și familia aceasta se poate spune, cum a zis și eu, cuvinte de binecuvântare la adresa Domnului. Asta cu toată inima, chiar dacă sfârșiată, pentru că dacă e vorba de oameni care s-au dus la Domnul și care vor trăi veșnic, chiar că sunt motive să lăudăm pe Dumnezeu, care a mai pus un suflet la adăpost și în siguranță pentru veșnicia viitoare. Cât pentru familie, versetul anterior, Psalmului 34, bunul spun, și să-l poată spune și ei, Doamne, fie îndurata peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Amin. Să vă dea bunul Dumnezeu, vouă în primul rând și tuturor celorlalți, o deplină îndurare. Amin. În cuvintele care au fost citite astăzi aici, erau și următoarele. Luca, capitolul 14, versetul 15. Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Vei avea parte de fericirea aceasta? Să stai la masă cu Dumnezeu. În viața aceasta, o masă festivă, o nuntă, sau orice altă ocazie de a te bucura, nu poate fi comparată sub nicio formă cu adevărata masă pe care o va așeza Domnul la revenirea sa. Toate mesele de aici fac ca viața să continue cu aceleași necazuri care era și înainte de masă. Dar masa care va urma în Împărăția Dumnezeu va fi urmată de fericire pentru vecii vecilor. Spune Scriptura, vă citesc din Cartea Profetului Isaia, din capitolul 25, de la versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor poporilor pe muntele acestea un ospăț. Pe muntele acestea îndătă mărhama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Șterge lacrimile pe toate fețele și îndepărtează pe tot pământul o cara poporului său. Da, Domnul a vorbit. Îmi amintesc că eram la Cluj cu tatăl meu bolnav și tot dimineața îmi spune, am visat că era un câmp cât vedeai cu ochii. Mese foarte late, mai late cum am văzut pe pământ. De toate bunătățile pe el. Plin de oameni la mese. Sunt călăreți în haine albe, pe un cal alb, alergat așa pe un coloac prin mijlocul meselor și a strigat. Mai dorește cineva ceva? Lipsește de la rămasă ceva? Nimeni n-a spus că ar lipsi ceva. Erau de toate. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, pe lângă făgăduința de aici, din Vechiul Testament, ce am citat-o din Isaia, spunea ucenicilor săi despre această masă, vă citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 22, versetul 29. De aceea vă pregătesc împărăția cum tatăl meu mi-a pregătit o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea. Vă doriți asta? În împărăția mea. Știți când a așezat Dumnezeu pe Adam și pe Eva în grădina Edenului? Când a spus, scrie Genesa 2, să mâncați după plăcere tot ce vreți. Dar erau doi pomi speciali.
unul al cunoștinței binelui și a răului, din care le-a spus că nu mănânce, e foarte toxic. Dacă vor consuma de acolo, vor muri. Și mai era un alt pom special, cum se numește? Pomul vieții. Ciudat. Nu știu dacă au apucat să mănânce din toți pomii. Eu cred că nu, că n-au fost mult acolo. Dar cu siguranță n-au apucat să consume toate fructele de acolo. La pomul cunoștinței, binele și răului au fost invitați de diavolul și li s-a promis că dacă vor gusta, dacă vor mânca din el, va fi grozav, vor fi ca Dumnezeu. Și îl vedeau pe Dumnezeu, stea de vorbă cu ei, s-a gândit oficial, asta ceva extraordinar. Dar n-a fost așa, a fost o minciună. Că unde spune Dumnezeu să nu mănânci bine, nici să nu te duci. Unde Dumnezeu te cheamă, o, bine-i să vii. Și ne-au apucat să guste din pomul vieții. Dar ideea asta le-a rămas în minte. De ce spun asta? Scrie în capitolul 3 că după ce au fost dați afară din grădină, versetul 22, Dumnezeu a zis, iată că omul cunoaște binele și răul, să-l împiedicăm, dar acum nu cumva să-l întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Dumnezeu care cunoaște gândurile omului, l-a citit pe Adam și Eva și a zis, dacă ei ar fi acum în grădină, ață s-ar duce la pomul acela. Pentru că acum îi amenință moartea. Dar a fost interzis. La masa la care Domnul ne așteaptă. Toți ce vor ajunge și vor mânca, vor trăi apoi pentru vecii vecilor. De altfel, de acum gustăm din pomul vieții, din Domnul. Dar atunci această viață va deveni o realitate binecuvântată. Așa cum vă citesc din cartea Apocalipsei, din capitolul 21, scrie de la versetul 1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi, acesta pe care ședem noi, pierisele și marea nu mai era. Și am văzut coboruse din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, nouă, Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeu lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici dureri, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Stimată familie, la masa aceea, dacă veți fi credincioși, vă întâlniți cu fratele. Eu mi-am dat întâlnire cu scumpa mea soție pe când eram pe sănătoasă. Că în cetatea aceea este o poartă lui Iosif și așa ne-am înțeles noi acolo să ne întâlnim. Dar cel ce ne-a pregătit masa este Domnul și ne așteaptă cu drag pe toți. Un frate a compus o poezie, câteva versuri, cu ocazia plecării soției mele și una dintre strofe spunea, lăsați-mă să plec acasă, că ziua este spre apus. Dar în dimineața glorioasă voi fi alături de Iisus. Da, la masa aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne întâlnim. Să vă întâlniți. Asta este dorința supremă a muritorilor care cred în Dumnezeu. Și de aceea omul acela conștient a zis ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută! Cu siguranță că noi ca oameni am mai fi rupt să servim masa și aici. M-am uitat la date. Cu un an mai tânăr decât soția mea, un an jumătate mai tânăr decât mine. Dar viața asta pentru unii a fost 900 de ani și tot s-a terminat. Dar ce urmează după masa aceea este veșnicia. În al doilea rând, este scris în pilda citită astăzi că cina, masa aceea,
a fost pregătită pentru mulți. Era o cină mare. Și vreau să rețineți toți. Tinerii ar trebui să rețină mai bine, ca o memorie mare. Dumnezeu știa câți oameni sunt fie toată lumea. E pregătit să ne servească pe toți. Eu am trecut 16 și că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că dorește ca niciunul să nu piară. Să nu spună cineva, dar dintr-un pom al vieții are Dumnezeu roade să ne servească pe toți. Da, că acolo sus scrie Apocalipsa 22 că e un râu și pom sunt și pe o parte a râului și pe cealaltă. Suficiente roade pentru toți. Rodește în fiecare lună, spune Scriptura acolo. Ai și tu invitație. În Scriptura, vă citesc din Evanghelia după Matei, este textul paralel celui citit din Luca 13, citesc din Matei capitolul 8, acolo apare o expresie în plus. Versetul 11, dar vă spun că vor veni mulți, mulți, de la răsărit și de la apus și vor sta la masă. Și la evrei le amintea în mod deosebit de Avram, Isaac, Iacob și stimate surori, pe partea cealaltă ne putem imagina că este Lea, Rebeca, Rahela, loc la masă. Mulți sunt invitați. Și nu-i singurul loc în Biblie, ci sunt multe pasaje care spun că Dumnezeu a invitat pe mulți. Vrea să dea mântuire oricui dorește. În perioada prezentată în Luca capitolul 14 este scris că după ce a adus o parte din cei ce au acceptat, citesc versetul 25, stăpâne s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne ocupăm locul acolo. Este invitație pentru noi. Un loc la masă în împărăția lui Dumnezeu. Cât de aproape de Avram, noi ne-am dorit mai aproape de ai noștri. Că cineva a întrebat, dar acolo o să ne întâlnim, o să ne cunoaștem. Și mi-a plăcut explicația unui frate, a zis, știți, evrei în drum din Egipt spre Canaan, au mers pe seminții și pe familie. Și când e așezată țara, cum e așezată? Cum au mers pe drum? Cu cei cu care mergi pe drum, te pune și la masă. Dar acolo ne vom cunoaște cu toții și cei mai frumos. Domnul care a pregătit masa ne va servi, binecuvântat să-i fie numele. Să-L lăudăm pe Dumnezeu că vrea să-i cheme pe mulți și vor veni de la răsărit și de la apus, spunea Luca 13, și dintr-o parte și din alta. Și mulțumim Domnului că a hotărât să cheme și oameni de la Micol. Slăvit să fie în veci. În al treilea rând, dragii mei, spune Scriptura aici, versetul 17 din Luca 14, la ceasul cine i-a trimis pe robii să-i să spună celor poftiți, veniți că-și toate sunt gata, cum spuneam, loc ar fi. Masa e de râfnit, dar toți, din seria aceea să-i numim, parcă fusese răvorbit, a început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ongoaș, trebuie să mă duc să văd, rog de să mă iert. Un altul s-a cumpărat 5 perechi de boi, iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum am măsurat și nu pot veni. Și s-a dus robul și a transmis informația la stăpân. Au diferite motivații și refuză să vină. Din nefericire, cam așa se întâmplă și în vremea noastră. Când vorbim oamenilor despre biserică, despre lucrurile sfinte, despre împărăția lui Dumnezeu, dacă îi chemăm să vină la rugăciune, la adunare, mai cu seamă dumneavoastră bucovinenii, sunteți foarte harnici, cumpărați și aveți treabă și sunteți muncitori, mari și tari până într-o lei. Și nu-i timp de cele sfinte. Așa? Avem noi timp să ne cântăm, să ne rugăm, dar e democrație, e libertate, adunăm. Și ne gândim că nu mai vin rușii să ne le iau odată, așa e? Nici comuniști, cine știe?
Problema este ca și într-o pildă scrisă din capitolul anterior 12. Că unul ia Dumnezeu i-a dat, trebuie să-l mărească depozitele și să putea de acum asigurat. Și poate era bucuros de investiția care a făcut-o, dar problema a fost alta și vom vorbi dată de ea. Dar masa e minunată, au loc mulți, dar din ăștia mulți, mulți nu vin. De ce? De ce e just? Din cuvințele citite observăm că pe unii lucrurile materiale împiedică să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Și spunea Domnul Iisus Hristos, dar cine ia seama la aceste cuvinte? Citesc din Matei, capitolul 6, de la versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ. Dar de ce, Doamne, că nu ne place să avem? Le mănâncă molile, rugina, le sapă, le fură bolții. Și asta nu e numai că se degradează și cu vremea nu rămân, că n-au fost palate regești care să rămână cu miile de ani, toate s-au năruit. Dar e alta problemă. Pentru că unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Și așa se face, că fiind preocupați numai de cele materiale, efectiv uităm de cele sfinte. Și oamenii sunt tot cu treabă, și n-au vreme, și mai este o mare pacoste care decurge de aici, 1 Timotei, capitolul 6, și spuneți-mi dumneavoastră dacă nu e așa. Versetul 9, cei ce vor să se îmbogățească. Dar dacă fiți și asta întrebăm de oameni, nu la o mormântare, dar și la altă adunare, mai care nu vrea să se îmbogățească? Dar cei ce vor să se îmbogățească? Cad în ispită, în lanț, în multe pofte nesăbuite și bătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Deci nu numai că aplecarea totală spre cele materiale te face să pierzi de vedere cele sfinte, dar te prinde iureșul păcatelor, frământări, înșelăciune, lăcomie, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, că pentru bani oamenii se vâră în politică, sunt în stare să înșele și câte toate și nu se mai împarte și nu se mai bucură. La nivel mondial, oamenii mai bogați divorțează cel mai repede. Deși au mai mult. Dar apare scandalul. Și unii care au luat după averea au rătăcit de la credință, trăiesc prin vedere, și sărmanii de măcar dacă s-ar fi bucurat în viața aceasta. Dar s-au străpun singur cu o mulțime de clinuri. Dragii mei, Dumnezeu ne dă câte ceva, ne dă și sănătate. Dar când îți dă Dumnezeu, e bine să știi și să recunoști că Dumnezeu ți le-a dat. Și să știi că în primul rând ți-a pregătit Dumnezeu nu pâinea de aici, ci pâinea vieții ca să ajungi la masa Lui. Dar este diavolul care se consideră stăpânitorul acestei lumi și el se pinde într-una numai spre a avea și a aduna. Și la urmă, vorba lui Solomon din Cartea Eclesiastică, care a adunat mai mult ca toți. Ce a zis? Nici o bucurie. Le las la altul și măcar nu știu dacă e stare să le păstreze și așa o postelomă sunt stare următorul. Dar noi mare afacere. Îmi zice un proverb englezesc, o mare bogăție se dovedește a fi nimic mai mult decât o mare sclavie. Dar Dumnezeu ne cheamă la o adevărată bogăție în cerurile preasfinte, unde e adevărata viață, cum scrie la 1 Timotei, capitolul 6, în continuare. Îndeamnă-i pe bogați să strângă pentru vremea viitoare drept o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Că asta nu e adevărată, că miroase a moarte. Cealaltă e viață pe de-a întregul. Doamne ajută-ne să ajungem la ea. Alții n-au timp de cele sfinte, că nu-i lasă
cei dragi din jur. Așa a zis unul, tocmai acum am însurat și văd aici fete, băieți, tineri care, dacă ar fi întrebat, vrei să mergi în voiaj undeva în Grecia cu un iubit, cu o prietenă, cu un prieten, sau vrei să vii la biserică, ori la mănăstire? Ce am zis? La biserică acum sunt tânără, mă duc în voiaj. Zice în Eclesiastul, tinere, bucură-te în tinerețea ta, pe căile alese din inima ta, dar nu uita că drumul ăsta se termină și cum se spunea, citat din Evrei, ajungem la judecată, dar mai frumos scrie acolo în 12:1, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, prin natura slujirii mele. Eu am discutat cu mii de tineri, fie direct, fie prin e-mail sau prin alte forme de comunicare. Ba, am lucrat în învățământ la liceu și la posticeală și știu la vieții de tineri, în mod deosebit mă gândesc la fete, câte accepte, câte o prietenie din asta precoce, nelegitimă. Și spuneam, îmi vine minte unei fete, nu te încurca cu acest băiat, nu, că ne iubim și băiat bun. Vezi că-ți fură tinerețea, nu, că eu-s fată cu minte. Mă apoi când m-am întâlnit, dar și cum stau lucrurile? Ei, cum a zis stau lucrurile, dar am vrut să nu-l pierd. Și mai târziu mă sună plângând de nu putea vorbi. Dar m-a abandonat și a postat cu alta pe Facebook. Nu ți-am spus că ajungi aici? De ce nu vrei să mă înțelegi? Este un alt mire care te cheamă la masa lui. E fidel, se numește Iisus Hristos Domnul. Te vrea prințesa și mireasa cerului. Sunt alții, poate căsătoriți, n-am în minte un caz de județul Maramureș. În timp ce predica fratele Moise Lucaci, dar știu, s-a dus la Domnul, un șoapte proroc din adunare, l-auzea cum predica despre Balaam, omul care avea vedenie cu ochii deschiși. Și zice fratele care asculta, și eu am vedenie, era proroc, dar mă rog, cum e vedenia cu ochii deschiși? Și dintr-o dată, cu ochii deschiși, vede în stânga și în dreapta predicatului câte un înger. Și în mâna unui înger era așa ca un obiect, așa ca o undiță care se mângea. Și au ajuns până undeva la mașină, au ajuns la bărbat. S-a oprit la fruntea lui, s-a deschis cutia craniană și a avut un cheac de sânge pe creiere. Erau vedeni cu ochii liberi. Și în vârful acelui, să numim așa, ustensile, a apărut un tampon. A tamponat sângele, a văzut creierul curat, s-a închis cutiuța și vedenia a dispărut. Și la gata merge fratele Ionică cel ce a dus și spune la slujitor, cine e omul ăsta de aici? Este un prieten, vine la adunare de o vreme, are niște dureri îngrozitoare de cap. Și acum omul ăla de cap caută pe Dumnezeu. Să știi că din seara asta nu o să nu mai doară capul, dar de unde știți? Zice, am văzut eu operația. Făcut-o Domnul. Și așa a fost. După vreo nașii ceva trece din nou, pe acolo o vreodată de berbeș la Maramureș și întreabă, ce s-a întâmplat cu omul acela, s-a pocăit? Zice, nu. După ce s-a îndurat Dumnezeu de și l-a vindecat, omul își face timp de cele sfinte. Nu că soția a zis că dacă se pocăiește, se divorțează de el și zice, eu nu renunță la nevastă. Păi, poate avea omul 34 de ani, cât s-a mai stea pe nevastă? 100 s-a mai stea. Și voi, dacă moare nevastă, aduce și numărul. Dar dacă s-ar fi logodit cu Domnul Iisus, ar trăi pentru vecii vecilor. Și poate Domnul putea să-și chemie și soția, nu? Să vină și ea. Dragii mei, bunul Dumnezeu să vă cerceteze și să vă dea o îndurare de plină. Ca să nu refuzați, să nu refuzați pe diferite motive. De probleme materiale, de relații apropiate. Trebuie să constatăm, citind în pilda de astăzi, și m-am interesat puțin de fratele și stimată familie, cred că se încadrează aici. Când ăștia sănătoși și cu avere au refuzat, a zis stăpânul, du-te de grabă la piețele și urmă și adu aici pe cei ciunci, orbi, șchiopi, și i-a adus. Nu știu cum se face, dar
Dumnezeu uneori ne îngăduie situații mai critice, boală, necazuri, probleme, cum ne numim eu acum mai la zi. Și atunci poate sta Dumnezeu mai ușor de vorbă cu noi, așa e? Care stare întreabă. Și bogatul are mulți prieteni, relații de familie, cum spuneam, alte prietenii. Dacă ne îngăduie Dumnezeu sub boală, în diferite necazuri, atunci mai ușor ne aducem aminte de Dumnezeu, dreptă-i? Am înțeles că și acest frate a avut o perioadă mai grea în ultimele luni. Așa spunea o soră care a avut cancer. De la o soră din America, am zis banii urmă asta, au zis, când ai cancer, e cancer. Că deja nu mai te gândești tare la pământ, că te pregătești. Când cineva moare dintr-o dată și se poate așa, e bine dacă a fost pregătit. Dacă Dumnezeu dă un preaviz și boala mai durează, atunci este vreme să ne punem în rânduială, cum i-a zis Dumnezeu, unui împărat care i-a pepat, fără rânduială că pleci. Uneori Dumnezeu ne mai dă înlesnire. La soția mea medicii au dat 2 luni. Și Dumnezeu, într-o descoperire, a spus că i-a dat 3 vremi. Și a trăit 3 ani și 2 luni după prima cădere cu om. Și Dumnezeu a gândit că vreme bună, a fost plecat și în țară și în afară, cum umblam noi în misiune. Avea ultimele 4 luni. A fost la pat, pentru că de punct neurologic nu mai avea echilibru. Dar s-a îngurat Domnul, de aia avea o rugăciune și spunea Doamne, să mă cruz de dureri mari. I s-a dat alocat din ultima vreme pentru febră, nu pentru dureri. A fost o îndurare de la Domnul. A fost ea evlavioasă de tânără. Dar în anii ăștia 3 a desprins-o Dumnezeu de toate, că așa era așa harnică să adune, să facă pentru copii. Petrecea cu Domnul rugăciune 8-10 ore pe zi. Și a avut timp să se pregătească, i-a spus Domnul într-o părtășie, poate unii ați văzut înregistrare, în orezare de vreo 3 minute, în care spunea Domnul, vremea asta pentru tine este o vreme de pregătire. Și mulțumim Domnului că s-a pregătit să ne ajute bunul Dumnezeu și nouă. Dar să ne așteptați, dragii mei, ca să ne strângă Dumnezeu în menghină, să ne pună la pat, să ne încăde în alte probleme. Hai să ne pregătim pe vreme bună, că Domnul vine. Măriți să fie numele Său. Dar recapitulez pe rând ce am vorbit până aici, aș vrea să țineți minte. În primul rând a spus că Domnul a pregătit o masă mare și acolo se va servi viață. În al doilea rând am spus că la această masă mare este loc pentru mulți. Și Domnul încă mai cheamă, eu sunt încredințat că își cheamă și astăzi. Să știți că Dumnezeu cu un drum rezolvă mai multe treburi. Astăzi ne-a adunat Dumnezeu aici să vorbească unora. Și de aceea este foarte important să scap de motivele care le are. Pentru că următorul cu care îl spun, îl citesc din Luca capitolul 13, versetul 24-23. Doamne, om puțin să ce sunt pe calea mântuirii. Domnul a zis, nevoiți-vă să intrați pe ușa strâmbă, pentru că vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Dar de ce? Cum să nu poată intra, că sluga s-a dus în viață tot din 2 ore? Să cheme. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia, ușa se încuie în 2 feluri. Când se termină harul mântuirii unei persoane, chiar dacă mai rămâne în viață, sau la final, când se încuie ușa pentru toți, cum scrie în Apocalipsa, că s-a închis templul și nimeni mai putea să intre în el. Am auzit o mărturie la Viena, unui frate din America, tocmai se întorsese din Australia
Acolo era o femeie credincioasă, o soră, a cărei soț era un patron care venea la biserică așa din când în când. Era un om de altfel binevoitor, având bani mai contribuia pentru săraci, pentru alte nevoi. Dar așa au trecut 20 de ani. Și într-o zi cu treabă, cum este omul, într-o călătorie de afaceri, a acuzat niște dureri și când a ajuns la spital, o boală necruțătoare care avansa foarte rapid. A ajuns la pat, frații de la biserică l-au vizitat și au zis, dumneata, știi ce ai de făcut, nu vrei să te botezi? Cu afacerile știi că s-a terminat. Știi, el a zis, crezi că eu nu m-am gândit? Numai că iată ce am visat asta noapte. A venit spre mine o ființă îmbrăcată înalt, strălucitor și știam că e Fiul lui Dumnezeu. Avea pe braț o haină și în palmă cu nună. Și o să astea am vrut să ți le dau ție. Dar de mai multe ori mi-ai întors spatele, nu ți le mai dau. Și acum mi-a întors eu spatele și a plecat. Și o să n-are rost să mă botezați, e degeaba. Pentru mine e prea târziu. Ce tragedie! Dragii mei, tot îi spun într-o zi. După care nu mai pot să fiu chemat la mântuire. Spune poezie, eu stau și bat la ușă țeară. N-ai vrea să fii și tu salvat? N-ai vrea să-ți iau o ta povară? Că stau și bat. Hai, trage repede zăvorul ce înțepenistă nemișcat. Dacă de mine a prins ție dorul, sunt gata, cere-mi ajutorul, că stau și bat. Deci copil pe lângă mamă, un tânăr atât sau bărbat, când bătrânețea își cere mama, eu sunt aici, vezi, ia seama, că stau și bat. Eu stau și bat, dar glasul tace și sufletul ți-e împovărat. De vrei, eu pot a-ți-l desface, că stau și bat. Când tu nici nu gândești la mine și sunt în viața ta uitat, eu sunt într-una lângă tine și te îndemn mereu la mine, că stau și bat. Azi stau și bat, dar vine o vreme la care nu te-ai așteptat. Și abia atunci tu te vei teme, dar nimeni n-a să te mai cheme. N-am să mai bat, n-am să mai bat. Dragii mei, nu forțați îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Pentru că în fond, ascultați-mă bine ce vă spun, oamenii dau vina că nu pot veni ca alte lucru, că nu-i lasă nevasta sau prietena sau ce zic alții sau ce spune societatea, dar în fond problema e alta. Ei nu vor să vină. E un refuz de care omul se face vinovat. Ascultați-mă ce vă citesc din Roman de la capitolul 2. Spune Scriptura începând cu versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu. Atunci îți va aduce Dumnezeu aminte zilele în care ai fost chemat, motivul pentru care n-ai luat. Dar sigur, motiv real nu este. La unii păcatul nu-i las, diferite plăceri. O, să ne deschide Domnul mintea și să ne dezrobească ca să putem accepta Sfânta Lui Împărăție, mărit să fie Domnul. Pentru fratele nostru Sfânt Isușa, dar din spusele dumneavoastră m-am bucurat să predic azi aici sub acest aspect, că era înăuntru, nu era afară. Chiar dacă oarecum Dumnezeu l-a silit să intre, că așa sunt siliții,
să intre. Și în vremea noastră sunt tare multe boli și probleme. Poate dumneavoastră știți mai bine ca mine ce vă amintesc eu acum. A fost un mesaj cu zeci de ani în urmă prin fratele Iliucă Cornă. Că va veni vremea când se vor înmulți în poporul Domnului necazurile și bolile. Și se vor întreba unii, Doamne, dar nu-ți pocăiți? Dar de ce se întâmplă așa? Și răspunsul a fost următorul. Pentru că Dumnezeu va recurge la această metodă ca pe cei în cauză și pe cei din jurul lor să-i atragă spre Împărăție. Și cu ocazia plecării scumpe mele soții, pe care Domnul a văzut-o gata, cu sora Netuța Hanis, sora aceea prorociță, un vas bun al Domnului, a avut înainte cu 4 zile o vedenie, s-a dus soția la ea îmbrăcată într-o haină albă și a zis, sunt gata de răpire. Am venit să te îmbrățișez, mi-am cerut voie de la soț, plec la Domnul. Și a plecat așa pe un drum alb și a rămas solul Domnului și a zis, vezi? Prin cuptorul care a trecut a devenit aur curat. Dar voi cum sunteți? Și vedenia s-a lărgit și a văzut mulțime de credincioși. Eu trecut așa printr-o sală la niște raze. Și-o să dă rezultatul la toți deodată. Și-o zis, puțin sunt gata dacă acum ar fi clipa răpirii. Nu că au vor grave, că de păcate mari s-au ferit. Dar majoritatea nu-s gata că-s preocupați de cele de jos. Nu v-a spus Domnul Iisus că căutați mai întâi împărăția? Ba chiar v-aș fi asigurat, spunea solul, că ceilalte lucruri se vor da? Pe deasupra, da, dragii mei, fericii de cei ce sunt înăuntru. Dragul meu, grăbește-te să intri, că nu știi când pentru tine se închide ușa. Spuneam frații din fostă din sovietică, erau 3 credincioase într-un lagăr acolo. Una dintre ele era prorociță și într-o seară a vorbit Domnul altea și a zis, de mâine numele tău va figura numai în ceruri. La a doua zi a murit una dintre ele. Vă dați seama ce condiții trăiau. Femeie operată și lucrau la mașina râului, trăgeau lemne care veneau pe apă cu o țapină. Și când a prins un lemn de nou a fost dar, s-a despicat operația, a picat și a murit. Dar ce frumos chiar a rămas numele scris în ceruri. Mărit să fie Domnul. Fii pregătit! Deci doar într-o poezie. Necunoscut și tainic al nostru viitor, nimic nu știe nimeni de ceasul următor. Nu știm ce ne așteaptă la orice ce a fost făcut, că drumul vieții noastre e adânc necunoscut. Necunoscut și tainic al morții viitor și loc și fel și ceas. Nu știe nimeni până la ele cât timp ți-a mai rămas. Dar spune-l în ultima strofă, necunoscută-i ziua venirii lui Hristos și noaptea judecății și tot ce-i neîndoresc. Dar numai locul unde te duci cu ce-ai făcut spre slavă sau osândă, nu ți-e necunoscut. Că după ce se închide ușa finală pentru toți, ascultați, frați și surori, stimați ascultători, și dumneavoastră ca familie, puteți fi mângăiați pentru momentul acela. Ce urmează după ce se închide ușa? Citeți din Luca, capitolul 13, versetul 29, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor sta la masă în Împărăția lui Dumnezeu. Și alții, altora le va spune, vă spun, nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrători fără de lege. Va fi plânsul și șcrăznirea dinților când veți vedea pe Abraham și pe ceilalți, iar pe voi scoși afară. Adică, în timp ce unii sunt la masă, pentru ceilalți a început chinul. Nu speriem pe nimeni, că de nou Dumnezeu ne-a dat numai cheile de la Rai, de la închisoare scheile la îngeri. Dar aceia așa te restează și te duc, nu discută. Și știți care va fi durerea cea mai mare?
Că se vede de la cei răi la cei buni, de la cei buni la cei răi nu. Să nu se necărnească. Poate noi ne gândim cu mintea de aici. Îmi spunea un frate din Gherța Mică, satul mare, i-a murit tata și mama și n-a fost acasă, a fost așa împrejurând, chiar când au plecat din viață. Și zice, Doamne, cum îi când se moară? Ai familie, cum te desprinzi de ei? Și-a zis, într-o noapte mi-am dăruit Domnul să văd cum îi. O zic, mama l-a rugat mult, spunea fratele, un slujitor de acolo. A zis, așa ca prin zona pieptului, am simțit că am ieșit. Eu mi-am rugat tot forma asta, dar după era acolo. Și când se plec, Doamne, dar nevasta, am copii, jale pe mine. Da, așa ca când am fost pe la vârful casei, așa încet, încet mi-a dispărut toate sentimentele și cum urcam, urcam, îmi prindeau bucurie tot mai mare, tot mai mare, până când se explodez de bucurie. Și a zis Dumnezeu, gata, până aici ți-am luat, du-te înapoi și te odihnește, încă mai de trăit. Adică dincolo, nu mai sunt sentimentele de aici. Pentru cei sfinți, bucuria va fi cu mult, cu mult mai mare. Mie mi-a gândit Domnul odată, într-o noapte, pe fond de dureri. Am un vis. Am văzut cum se deschideau mormintele și îmi iau morte. Și acum țâșnește apa în cântând de artezien. Și am zis, Doamne, dar pe noi nu ei, eram între cei de la sol. Și am auzit versetul din Rute să mă încerc. Nu vom lua înaintea celor adormiți. Păi, așa e ordinea. Și deodată am început să ne înălțăm și noi. Și ne-am dus. Visul a avut și o altă dimensiune, nu te-au ducat și în discuție. Și am ajuns ca într-o altă lume. O fericire! Acolo au fost alte anunte vis. M-am trezit. Și n-a fost răpide, nu m-a vis. Aveam o stare, am uitat de dureri, dar nu mai durea nimic, o fericire. Ce n-am înregistrat pe pământ? Am adormit, m-am visat din nou că scriam visul. Am mai dormit după aceea până dimineața și chiar dimineața mi se părea că încă nu sunt la realitate de aici. Apoi dacă în vis e așa, ce fericire va fi acolo? Că veșnicia cu Dumnezeu și acolo la masă, nu numai așa că te saturi bine și mânci tot ce vrei. Nu e numai tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. E fericire în prezența lui Dumnezeu. Începe psalmul 16, bucurii veșnice, desfătări nespuse. Domnul ne așteaptă cu toate acestea. Dar în partea cealaltă, cum este? Dacă pentru sfinți bucuria e mai mare decât e aici, pentru cei ce vor ajunge sub o sândă, durerea va fi mai mare decât ceea ce este aici. Că aici oricât plângi, te răzbuni de la o vreme, te resemnezi și treci. Dar acolo nu mai pleacă chinul. Raiul este locul unde plânsul nu intră. Pedeapsa veșnică este locul de unde plânsul nu pleacă. Și când ne gândim că toate s-au decis aici, și pentru unii poate decizia are loc astăzi. Nu știu exact din neamul acesta cât sunteți întorși la Domnul și cât nu, dar mi-este dat să vă spun ce s-a citit azi. La masă va fi Avram, Isaac, Iacov, dar Iacov a avut un frate geamăn, se numea Esau. Și nu va fi acolo. Va fi în partea cealaltă. Și, după părerea mea, el va fi cel mai trist. Și dacă vor întreba cei din locul său, îi spun, de ce ești așa trist? Uite, acolo e bunicul, ălalt e tata și ălalt e frate meu. Și de ce ești cu ei? Fiindcă ei se închinau și mie îmi plăcea la vânătoare, mie îmi plăcea alt anturaj, altă lume. Și lumea ce am ales-o eu, n-a fost o alegere bună. Și Iacob a avut burdărniciile lui în tinerețe, zis așa. A pus sărcei, dacă a crezut că n-ai să câștigă cu șmecherii. Dar l-a îngăduit Dumnezeu la greu, într-o noapte, s-a rugat, Doamne, acum vreau să mă pocăiesc cu adevărat. Și Dumnezeu l-a binecuvântat acolo. Fie cercetarea Domnului peste noi astăzi aici.
ca nu cumva dintre ai noștri să ajungă în fericire, să fi fost și noi chemați și să ratăm chemarea asta pe diverse și neîntemeiate motive. Recapitulez și mă opresc aici. Dumnezeu a pregătit o adevărată masă să mâncăm și să trăim veșnic. La masa aceea ești chemat mult, ești chemat și tu. Ce vei face? Vei accepta invitația? În vreme bună? Constrâns oarecum? Sau și în libertate, și constrâns, am întâlnit și asemenea situație. Eu bătrânic la 80 de ani. Vă dați seama, omul trupul era molit. Și a zis, dacă aș fi să mai trăiești odată, cum mai vrea să trăiești? Ca acum, să nu se beau, nu trebuie biserică. Ce să-i faci? Nu vrea? Dumnezeu te mai cheamă odată? Și apoi te las. Și în fericire, Sfinții nu vor plânge după păcătoși. Li se schimbă sentimentul. Dar celor păcătoși, asta le va fi cea mai mare durere. Nu-i cum spune poveștile că acolo e foc și diavolul ne bagă pe cazane și pe nu știu ce. Nu, nu, nu. Durerea va fi dată de faptul că alții sunt în fericire. Puteai să fii și tu. Este consumat. De ce? Pentru ce? Ca bietul Iuda, care vrește pentru niște bani și a vândut Mântuitorul. Și când și-a dat seama ce a făcut, ce nu putea suporta? Banii. Da? Bogatul acela de care s-a amintit, l-a disprețuit pe acel sărac și dincolo, ce măcina memoria? Imaginea lui din viață. Cu acestea de vă mântuire, ce le spun eu la mulți? Ce vă place acum, o să vă fie chinul etern. Filmele de care nu v-ați putut despărți acum o să le vedeți în reluare de 1100 de ori. Plăcerile care acum v-au depărtat de Dumnezeu o să vă macine mintea și o să spuneți pentru astea, pentru gunoaiele astea, pentru averea asta, pentru plăcerile astea, am refuzat eu chemarea. O, Dumnezeu să vă ajute să primiți astăzi chemarea asta. Și spun niște versuri în final pentru familie. Au fost spuse și la mormântare soției mele. Sunt versuri de randos și sunt așa. Mă duc să odihnesc o clipă sub gliariciului pământ, cum odihnește grâul iarna sub oprotirea celui sfânt. Mă duc numai un ceas deoparte să odihnesc puțin și apoi în dimineața fără moarte cu Domnul voi veni la voi. Mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulce așteptări. Și atunci, cu mâinile slăvite, vom înălța cerești finici, înălțând spre zări nebănuite cântările începute aici. Am văzut, iertați-mi adăugarea asta, era o înregistrare a unei cântări, vineam să cântăm acasă. Și cânta toată familia, o cântare frumoasă. Soția nu era în cameră, asta cu ceva nenor. Și spre finalul cântării apare și ea așa senină, cum mi-a fost ea întotdeauna. Și s-a așezat lângă mine și a zis, cântarea asta rămâne simbolică. Până atunci cântăm fără ea, dar într-o zi se va deschide ușa și mi se va alătura. Și vom cânta împreună. Vom sta la masă cu Domnul și la masă cu cei dragi. Este loc pentru tine. Ocupă-l astăzi. Amin. Amin.